Radu, campionul național de judo, acuzat că a snopit în bătaie un tânăr în fața unui club din Oradea, s-a prezentat astăzi la parchet. Însoțit de avocatul său, sportivul a povestit anchetatorilor și varianta sa asupra evenimentelor din 13 iulie. Procurorii au decis ca tânărul să fie cercetat în stare de libertate, dar nu are voie să părăsească țara. Colegul său, Daniel Brata, este arestat preventiv pentru 20 de zile. Mă simt vinovat doar că am fost acolo. Am fost în legitimă apărare. Ați fost loviți? Am fost scos din mașină, din taxi. Era în fund când l-am lovit și i-am dat două picioare la corp. În cap l-ai lovit? Nu. Litoralul este